articol imaginile cu o.z.ne.tu.3.i. Sunt recente, piloții au rămas șocați de ce au văzut, deși clasificate, imaginile video în care se văd obiecte zburătoare rămase neidentificate au ajuns, printr-o scurgere de informații, pe internet. Înregistrările surprind fenomene aeriene inexplicabile, așa numitele obiecte zburătoare neidentificate, OZN. Este una dintre cele mai concludente dovezi din arhiva SUA. Pentagonul a motivat că a decis să declasifice aceste documente video tocmai pentru a veni în întâmpinarea nelămuririlor publicului, care se întreba dacă aceste înregistrări sunt sau nu reale și dacă mai există și altele. Considerăm în continuare fenomenele aeriene surprinse în materialele video drept neidentificate, a spus o purtătoare de cuvânt a Pentagonului. Ea a explicat că Departamentul Apărării consideră că filmulețele pot fi declasificate pentru nu dezvăluie aspecte sensibile ale capabilităților armatei americane. Imaginile cu OZN-uri sunt recente, înregistrările arată ceea ce au văzut piloții unor avioane de luptă ale US Navy în timpul unor zboruri de antrenament, în 2004 și 2015. Sunt imaginile primite pe ecrane de la senzorii video ai aparatelor de zbor. Un film datează din noiembrie 2004, iar celelalte două din ianuarie 2015 și au ajuns să circule pe internet încă din 2007, respectiv 2017 și 2018, fiind intens vizionate și comentate. Două dintre ele au fost incluse într-un articol publicat în decembrie 2017 de New York Times, care dezvăluia că guvernul SUA a avut până în 2012 un program secret ce se ocupa cu investigarea informațiilor despre obiecte zburătoare neidentificate. Apoi, în aprilie 2019, US Navy a recunoscut că scurgerea filmulețelor către presă i-a determinat pe oficial să schimbe regulamentele referitoare la modul în care piloții trebuie să raporteze dacă văd aparate neautorizate sau neidentificate. Piloții au rămas șocați de ce au văzut, în două dintre filmulețe se aud reacțiile de uimire ale piloților față de viteza cu care se mișcă aceste obiecte. Unul dintre piloții care au fost martori la fenomenul din 2004 a declarat în 2017 la CNN că obiectul se mișca într-un mod pe care nu și-l putea explica. Când m-am apropiat, a accelerat rapid către sud și a dispărut în nici două secunde, a povestit pilotul. A fost extrem de abrupt, ca o minge de ping-pong care lovește un perete, virgulă, a adăugat el, conform Digi24. Programul Pentagonului pentru studierea unor întâlniri aeriene cu obiecte necunoscute s-a desfășurat între 2007 și 2012, dar s-a încheiat din lipsă de finanțare. Fostul șef al acestui program secret declara în 2017 la CNN că personal crede că sunt dovezi convingătoare despre faptul că nu suntem singuri. Acum, el a salutat faptul că Pentagonul a dat oficial publicității aceste înregistrări video, dar spune că ar mai fi multe de făcut, scrie CNN.